Bun găsit, vă spun la Observatorul Prahovean Live, de fapt dezbaterile Observatorului alături de mine, Claudiu Vasilescu, Mihai Nicolae, bine v-am regăsit. Bine te-am regăsit, bine v-am regăsit. Așa cum v-am promis încă de săptămâna trecută, astăzi discutăm despre ADI Deșeuri, o organizație de care ați tot auzit în criza gunoiului și cum, de fapt, cum a ajutat această instituție. De fapt, este o asociație în registrul asociațiilor și fundațiilor, da, este înregistrată încă din 2009. Vorbim așadar de cum a pus umărul ADI Deșeuri la transformarea județului Prahova într-o uriașă groapă de gunoi. Și ne referim atât la Ploiești, cât și la celelalte comune și orașe deservite de diversi operatori de salubritate, unde locuitorii așteaptă săptămâni bune până când operatorul să poată ridica de la populație deșeurile menajere. Așadar, ADI Deșeuri, înființată în 2009, era un scandal. A fost un scandal în 2010-2011. Nu o să facem chiar un istoric al înființării acestei asociații de dezvoltare intercomunitare. Sună foarte, foarte pompos. Parteneriatul pentru managementul deșeurilor Prahova. Dacă așa arată dezvoltare, eu nu vreau să mă adăug. Păi, la ce s-a ajuns? A fost un fel de dezvoltare a gunoiului. Eu vreau să rămân sub dezvoltat ca acum vreo 5-6 ani, să zic. Da. Pe site-ul ADI Deșeuri Prahova, la capitolul despre noi, sunt tot felul de promisiuni, proiecte privind deșeurile reciclabile care vor fi transportate la stații de sortare, cum va fi colectat de la populație și selectiv și deșeurile menajere. Dacă te uiți pe site-ul ADI Deșeuri, ai impresia că reprezintă un canton din Elveția. Adică lucrurile sunt foarte bine desenate. Sau te uiți la Ai Umor. Pe hârtie stăm foarte bine. În realitate, putem coborâ din sediu ca să vedem ce este pe stradă. Repet, și nu vorbim doar de Ploiești, ci și de majoritatea localităților din Prahova. Și înainte să intrăm în discuții, Mihai m-a ajutat să documentez una dintre cauzele pentru care Prahova a devenit o imensă groapă de gunoi și avem numărul mediu, citim dintr-un document oficial, caietul de sarcini pentru delegarea activității de colectare separată și transportul deșeurilor menajere. E bine, la zona 2, din care fac parte Ploieștiul și localitățile limitrofe, spun așa că vorbim de 460.519 locuitori înregistrați, care locuiesc în vreo 90.000 de gospodării individuale și 1.660 asociații de locatari. Dacă dăm la o parte Ploieștiul, care la ultimul recensământ avea o populație de aproximativ 200.000 de locuitori, ne dăm seama că este o cifră uriașă între ceea ce i s-a prezentat operatorului de salubritate când a făcut caietul de sarcini și clienții pe care miza operatorul de salubritate și ce este în realitate. Iar în Ploiești, din populația de vreo 200.000 de locuitori, să spunem, repet, ne referim la ultimul recensământ, operatorul are puțin peste 70.000 de contracte încheiate. Deci din start și la Ploiești, cam unul din trei locuitori plătește taxa de salubritate. Plătește serviciul de salubritate, pentru că taxa este un alt subiect pe care chiar vreau să îl dezbat. Așadar. Deci foarte pe scurt, că n-are rost să plictisim oamenii cu detalii. Pentru realizarea unei colectări unitare și eficiente a deșeurilor de toate felurile în județul Prahova a fost făcută o asociație de dezvoltare intercomunitară ai cărei membri sunt toate primăriile din județul Prahova și Consiliul Județean, aproape toate primăriile din județul Prahova, iar această entitate a scos la licitație în 2018 și au fost încheiate documentele în 2019 servicii de salubritate pe sectoare. Majoritatea covârșitoare a serviciilor de colectare a deșeurilor de la populație și de la populație au fost câștigate de un singur operator și anume Rosa. Da.
Zona cea mai rentabilă, cea mai vizibilă a activității este area Plăiești, unde este și cea mai mare aglomerare urbană, Plăiești-Boldescăni. Se cheamă zona 2, da, conform contract. E un segment care a fost scos la licitație și care a fost câștigat de Rosal, ca și alte, dacă nu mă înșel, 6-7 sectoare. Bun. În Câmpina, de exemplu, funcționează un alt, e alt sector și funcționează un alt operator de salubritate, în Sinaia la fel. De acolo și diferențele de abordare a problemei. Bun. La Ploiești situația este foarte vizibilă pentru că, așa cum spuneam, are două componente specifice. Pe de o parte, populație numeroasă, 460.000 de locuitori, Ploiești și până la Boldescăeni, localitățile din jur, și este o zonă economică foarte dezvoltată. Logic, acolo unde ai activități economice puternice, produci și mult deșeu. Și evident, și veniturile sunt mai mari decât în alte regiuni ale județului și automat produci mai multe deșeu. Bun. Care a fost principala problemă a contractului de salubrizare? De contractelor, și cel de curățenie căi publice din Ploiești, și cel referitor la ridicarea deșeurilor de la populație. De departe, cea mai mare problemă a fost lipsa de implicare a autorităților. De departe. Deci principala problemă a fost lipsa de implicare, nu, ochii închiși pe care au avut Consiliul Județean Prahova, membru în ADI Deșeuri, Primăria Ploiești, indiferent cine a condus, no, Garda de Mediu, Poliția Locală, sau polițiile locale. Și structura asta, ADI Deșeuri. Și primari. Păi da, ADI Deșeuri, ca să ne înțelegem, nu este cineva. ADI Deșeuri este o asociație în care, într-adevăr, frustrant, primarul de la Ploiești are un vot egal cu primarul de la Șotrile sau de la Jugureni. Bun. Dar în afara emulațiilor dinaintea campaniilor electorale și a gargarei, realitatea din 2018 încoa a fost următoarea. În Prahova și mai ales în aglomerarea asta Ploiești-Boldescăeni s-au adunat foarte multe deșeuri. Da? Au observat din luna a doua, a treia de contract că ce au licitat, da? ce număr de populație, ce numeric de populație au scos la licitație, și anume să spunem 490.000 de oameni, nu are o reprezentare în realitate. Deoarece în realitate numărul de contracte n-am avut cum să ne interesăm, deoarece nu am primit informații deloc, nici de la ADI Deșeuri, nici de la Consiliul Județean. Nu știm care este numărul de contracte reale, ce contracte are în momentul ăsta Rosal pentru Ploiești, Ploiești, să zicem. Asta Ploiești pentru ca cei de la Rosal să nu vină să mai spună: domnule, ne-au păcălit, noi nu încasăm și în felul ăsta suntem practic falimentari pe piața asta, pentru că nu avem cum să avem un buget de încasări, automat nu putem acoperi costurile și nu putem presta servicii. Deci foarte pe scurt. Da. Agent, operatorul economic, nici nu contează care, a început să presteze, a constatat că are mai puține contracte decât cele licitate, automat când îți faci o ofertă pentru un preț, o face având în vedere numărul de oameni care beneficiază de oferta ta, ai un preț când vinzi la mai mult și ai un preț când vinzi la mai puțin. Ideea e că operatorul de salubritate, mă repet, indiferent care ar fi fost, din 2018 până în prezent a trebuit să lucreze, să spunem, pe o ofertă făcută pentru 5 oameni, livrând, deci un tarif mai mic, livrând servicii pentru 2 oameni. Da? Lucrul ăsta a dus la situația care este. Dar în acest context, cea mai mică problemă, deci cel mai puțin responsabil de situația Ploieștiului și a localităților din jur, situația deșeurilor, nu este operatorul de salubritate, ci mediul politico-administrativ din Prahova. Da? Aici putem vorbi și de complicitatea primarilor, care în primul rând primarii sunt cei care au tolerat, în primul rând primarii și președintele Consiliului Județean. Pentru că toți s-au bucurat că operatorul care a câștigat licitația a venit cu un tarif foarte mic, la modul 4-5 lei de persoană, da? În comparație cu alte localități sau județe, unde tarifele erau deja peste 10 lei la momentul respectiv. Faptul că ulterior au majorat tarifele, aducându-le la unele, să spunem, similare cu cele din Cluj sau Sibiu sau, eu știu, Bihor, e o altă poveste. Majorarea de tarifuri, da? Marius, dacă te uiți, este prevăzută în acel tabel care stă la baza
fundamentele. Dar oamenii se pregăteau de alegeri, Mișu. Oamenii primarii se pregăteau de alegeri, nu? Și nu era frumos să spună, ia uitați ce voi plătiți 5 lei doar pe gunoi. Da? Nu doar asta, Marius, nu. Hai să-ți dau un exemplu pe care l-am trăit în timpul vieții noastre. A venit demisionatul Berceanu, da, șeful Gărzii de Mediu în Prahova și a mers la Urlați. Și la Urlați a descoperit o stație de sortare. O stație de sortare îngropată în gunoi și o vale în care descărcau grămezi de deșeuri și le acopereau cu pământ. Descărca operatorul economic sau nu, oameni din zonă și acoperea cu pământ la ordinul primăriei un constructor care lucra la un drum. Da? Da. Bun. E, imaginea asta din 2018, de la semnarea contractului până acum, inclusiv acum, a fost imaginea clasică a rezolvării problemelor deșeurilor în Prahova. Da. Primarii au găsit, s-au descurcat, au găsit soluții, l-au îngropat în păduri, în albi de râu, pe văi, pe câmpii, pe. Da. Am fost la Ciorani, am fost la Drăgănește, am fost unde Dumnezeu n-am fost, oriunde te duce. Și de asta trebuia demis Berceanu, nu? Înțelegi? Da. Uite, asta apropo, exact. Paranteză, fii atent că mi-a atras atenția domnul Câțu că nu e corect, nu l-a demis. Dar ce i-a făcut? I-a delegat atribuții. Am înțeles. Bă, gunoi da. De tot, gunoi de tot. Asta vreau să spun, adică gunoiul nu e doar pe stradă. Da, e și da, păi de aici, clasa practic, politică. Primarii, în loc să rezolve sistemic problema și anume să spună, domnule, Rosalu sau Georgescu nu vine să ne ia gunoiul, avem probleme, la, și Georgescu sau Rosalu să urle, băi, noi nu putem să venim pentru că voi ne-ați raportat greșit datele și intrăm în faliment și susținem noi. Toți au tăcut, s-au complăcut în situația asta, care era clar că la un moment dat, iată după 3 ani, da, o să bubuie, da? În 2018 e foarte important și nu pentru a defini cumva, nu știu, politic povestea, dar în 2018 aveam un președinte de Consiliu Județean, Bogdan Toader, care a fost partea, a pus umărul la construcția acestui sistem. Eu aș fi foarte curios și poate ar fi interesant de discutat cu dânsul. De ce totuși a fost tolerată situația asta până acum? De ce a trebuit să bubuie gunoiul când toți știau? Surpriza mare e când vorbim despre deșeuri. Acolo se va ajunge. Absolut toți știau că acolo se va ajunge. Și aș fi tare curios să știu partidele de la putere cum au putut să tolereze. De la putere și au fost toți la putere, inclusiv USR Plus, da? Cum au putut să tolereze la Garda de Mediu oameni care n-au făcut nimic? Care au închis ochii. Uite, avem și o filmare cu un șobolan acrobat care a făcut, să spunem așa, multe vizualizări în spațiul online. Am publicat filmarea trimisă de un cititor al ziarului nostru și comentariul a fost fabulos. Până și șobolanilor le scârbă să meargă pe trotuar, prin urmare folosesc cablurile de curent. Despre asta discutăm. Claudiu, ne mai miră? Nu mă miră. Uite, urmăream în timp ce discutați voi ceva mai aplicat, pentru că a fost mult mai aproape de subiect, mi se pare normal. Am constatat, uitându-mă la comentarii, că nici acum nu înțeleg foarte mulți care e povestea cu cele două contracte și a cui este vina. Vina a fost a părților din contract. Pe de o parte, zona administrativă, dacă ne referim la colectarea gunoiului de la populație, pe de altă parte, operatorul. Nici operatorul n-a ieșit public să mârie. Băi, e în neregulă. Una mi s-a prezentat, alta e realitatea. Atâtea contracte ar fi trebuit să am, atâtea am. Corect. Asta e nivelul încasărilor. După aia a fost problema electorală. Nu putem să băgăm majorare de tarif. Prieteni, am mai avut o discuție pe tema asta și era foarte simplu. A crescut prețul carburantului, da, cu ce merg mașinile alea? Carburant. Bun. Doar la plăiești, lucrul ăsta nu se întâmplă. Băi, ce surprindă. A crescut salariul minim pe economie. Salariul minim pe economie, exact. O componentă asta foarte importantă în activitatea lor, în bugetul lor de cheltuieli. La curățenia orașului, nu? Cei care mătură. Nu o să aibă niciodată decât salariul minim pe economie, nu? Nu-i logic. Pe care au ajuns la un moment dat să nu îl mai primească. Exact. Pe mine ce mă șochează la Rosal este că nu a făcut plângere penală împotriva primarului. Deci nu Andrei Voloseviș, primarul de dinaintea lui Andrei Voloseviș, primarul de dinaintea primarilor. Da? Ca să fie totul clar, pentru că aici nu e o problemă care a ținut un mandat, e veche.
Da? Ăștia de la Rosal ce s-a întâmplat? Au tot sperat? Sau care? Oricum nu se schimba nimic. Bă, ce au sperat? Au sperat. Hai, nene, că ne înțelegem noi. Găsim. Îngropăm la urlați. Da. Da? Găsim noi o soluție. Adică nu spun că a făcut Rosalul asta, ca să ne înțelegem, dar ca idee, soluțiile au fost de genul ăsta. N-a fost niciodată o soluție sistemică. Gropile de la Târșorul Vechi, care se umple, da? Păi și nu devine frustrant. Deja aproape s-au umplut, da. Ok, nicio parte contractantă, aricești, ca entitate juridică, vorbesc, pe de-o parte zona administrativă, pe de cealaltă parte operatorul Rosal, nimeni nu are nimic de plătit. Nimeni asupra lor nu se îndreaptă nimeni, în direcția lor nu se îndreaptă nimeni, doar populația are de suferit. Cum? Da, ultima care ba, nu, eu te contrazic. Operatorul de salubritate a avut de suferit. Da? Și probabil că o să mai aibă de suferit și spun ce. În primul rând, Rosal în momentul ăsta nu cred că mai are curaj să participe undeva la vreo licitație în România. Pentru că și-a terminat imaginea la Ploiești. Eu dacă aș fi primar... Dar ce te face să crezi asta? Păi hai să spun. Eu dacă aș fi primar la... Și-aș da goagăl? Dacă aș fi primar da goagăl la gunoi Ploiești. Și mi-ar veni Rosalul, primii pe care i-aș descalifica a priori, ar fi Rosalul pentru ce am citit că a făcut în praf. Da, dacă ai fi primar ca un primar. Da, dar locuitorii, locuitorii din subordinea mea, administrativ-teritorială, au și smartphone. Mă înțeleg? Da. Și citesc și eu mă fac de cacao și eu plătesc. Da? Și doar locuitorii din Republica Ploiești sunt speciali. Ei înghit orice, găsesc soluția la îndemână, aruncă punga oriunde, nu-i deranjează decât masca, adică la Ploiești se poate. Și să știi că imediat la Ploiești, la țară, să știi că lucrurile stau un pic diferit. Doar în Ploiești, populația, locuitorii orașului Ploiești sunt extrem de toleranți. Extrem. Eu n-am văzut oameni mai înțelegători cu administrația, mai toleranți cu nedreptățile care li se întâmplă. Cum să duci copilul printre gunoaie și să n-ai nimic de comentat? Înțelegi? Da. Să mergi prin, să te duci la, să bei o cafea în centrul orașului și te distrezi asistând la spectacolul șobolanilor, asistând chiar relaxat, adică te duci a doua zi, mănânci o înghețată acolo. Da? Fără ca tu să te indignezi pe internet, să fii chiar brutal agresiv pe internet, dar să nu te duci în audiență, să nu faci o petiție consilierului tău local, primarului tău, parlamentarului tău. Da? Să te duci să-i votezi în fiecare, la fiecare ciclu electoral. S-au făcut și petiții. Am văzut. Online. Unii au ajuns să ne certe pe noi. Băi, dar ce nu scrieți? Cred că avem, nu sute, cred că avem mii deja. Da, da și frustrări. Adică, a avut cineva curiozitatea să vadă câte materiale am scris pe tema. Dacă dai o căutare, dacă dai o căutare în arhiva ziarului, cred că sunt sute de articole pe tema asta. Absolut. Absolut. Eu vreau să spun că suntem oameni. Eu unul am frustrări personale pe tema asta. Deci, bă, nene, puii mei, azi e mizerie, da, seara dau drumul la benzină. Mișu, da, oameni, dacă nu le ia foc vreo instalație. În Ploiești, dacă nu le ia foc instalația. Okay. Da? Oamenii au trimis, au făcut și petiții, unii au ieșit și prin oraș, au văzut că nu se întâmplă nimic. Păi da. Și protestele alea împotriva poluării, ce efect au avut? Au fost din ce în ce mai puțin și oamenii nu s-au învățat. Au avut un defect, dar mai ales au avut un defect. Eu am fost la două dintre protestele. Zic de efectul. Efectul a fost acela de a nu mai face oamenii corecți să iasă în stradă. Și n-au mai ieșit. Defectul a fost că la fiecare dintre acele manifestări a fost cel puțin un tiriplici care urmărea o treabă politică acolo. Și care și vorbea. Era da, da, întotdeauna au venit și s-au lipit. Da, și vezi, stai bunghit care-i treaba și nu te mai duce a doua oară. Eu m-am dus cu pancarte, cu alea, mi-am făcut, l-am luat pe Fimiu, știi? Bă, vino mă să înveți, să nu fii fraier ca mine, care respectă autoritatea, că așa am fost învățat. Vino mă să contești ce nu-ți convine, da? Cu plăcuțe, cu ne omoară benzenul și venea nenea ăla care spunea, dar la noi la partid știți ce frumos e și noi avem o agenda aici. Avem, David, dacă avem imagini cu gunoaiele din Ploiești, în continuare oamenii trimit imagini cu gunoiul de pe străzile din Ploiești.
Spuneai tu, Mișu, că ai discutat înainte de emisiune cu reprezentanții primăriei și susțin aceștia că nu, trebuie... Nu, am vorbit chiar cu domnul primar, da, pentru că știam că urmează să discutăm pe tema asta și să nu fim... Apropo de schimbarea operatorului, va fi Blue Planet Services, care a preluat această operațiune. Atenție, vorbim doar de curățenia străzilor, nu de ridicarea deșeurilor de la populație. Noi toți credem că este inadmisibil ca un oraș de dimensiunile Ploieștiului, cu puterea economică pe care o are Ploieștiul, să rămână o săptămână fără serviciu de ridicare a deșeurilor de pe străzi. Da. Da? Lucrul ăsta se întâmplă de pe 16, suntem în, da, suntem 22 septembrie. Și da, cel mai probabil, după discuția cu domnul Volosevici, cel mai de vreme ar fi vineri să înceapă activitatea, da, dacă nu sâmbătă. Da? Bun. Deci până vineri, sâmbătă, în Ploiești, străzile Ploieștiului, deșeurile de pe străzile Ploieștiului vor rămâne acolo, cu șobolanii trecând pe deasupra lor că-s deștepți și nu prin el. Merg, servești ceva și după aceea apelează la serviciu cablu. Da. Bun, pus la dispoziție din belșug, au multe cabluri. E, și am întrebat domnul primar, dar de ce, cum e posibil? Și mi-a explicat o chestie pe care nu prea ai cum să o contezi și mi se pare că, din nefericire, nu era alternativă. Având în vedere faptul că a scos la licitație serviciul și că în cadrul procesului de licitație pot apărea contestații, pe de o parte. Pe de altă parte, că actualul operator notificase și notificase încheierea serviciului și notificarea expira pe, nu știu, 16 septembrie, au trebuit să respecte procedura legală care spune că se poate declanșa o procedură rapidă de achiziție directă doar în urma unei stări de urgență. Da? Și au așteptat să vină starea de urgență ca să înceapă procedura de achiziție directă. Dar procedura de achiziție directă are etapele ei și după ce au desemnat câștigătorul achiziției, trebuie ca câștigătorul achiziției, pardon de cacofonie, să-și facă angajările, da, dotările, pentru că omul n-a venit pregătit, n-a venit cu 200 de măturători. Și care vor fi 99% din foștii angajați de la Rosal, nu? Din măturătorii de la Rosal, că de unde să ia alții? Am o curiozitate să fac o estimare cam cât ar dura în timp să strângi toată mizeria asta de pe străzile Ploieștiului. Și mai am o curiozitate și sper să aflăm zilele astea. Dacă până acum ceea ce se aduna depășea capacitatea rampei. ATMB-ului, da. Da. Păi nu, problema, Claudiu, păi problema e că adunăm și la un moment dat nu mai avem unde să le punem. Nu mai avem cum. Da. Hai să ce spun, facem, ne oprim? Stai așa. Deci nu s-a aici e frustrarea pe care o dezvolt eu. Niciodată nu s-a pus problema neputirinței Rosalului de a aduna gunoiul din Ploiești. Totdeauna s-a pus problema bugetului alocat de către primărie. Totdeauna. Deci dacă primăria o să aloce buget, operatorul de salubritate o să presteze, că vrea să câștige bani. Da. Problema în ultimile luni a fost alocarea bugetară. Eu, de exemplu, sunt foarte sceptic că actualul nou operator de salubritate, pe actualul buget care e ăla pe care l-avea Rosalu, o să facă minuni. Nu, o să facă treabă câteva luni, după care urmează inevitabil. Da. Ori ne trezim în cazul în care a reușit să adune tot gunoiul de pe străzile din Ploiești. Ori ne trezim cu gunoiul la loc, o să facem alți munți de gunoi. Păi nu, că atunci o să câștige licitația o altă firmă și... Pe ce tarife? Tot pe astea? Ieri au fost majorate tarife. Eu nebunez, de 3 ani de zile ne întoarcem în același punct. Deci, bugetul pentru ultimele 3 luni de contract sau pentru următoarele 3 luni de contract pentru curățenie căi publice este același pe care l-avea Rosal. Nu e. Până aici, coleg, și de asta am pus întrebare. Bun. E, Rosalu spunea în continuu că pe bugetul ăla nu poate rezolva problema. Și demonstra, au dat comunicate de presa asta de vorbă cu ei și ne-au arătat, băi, n-a văzut. E și în pierdere nu știu câți bani, da? Un calcul arată că actualul operator, câștigătorul procedurii, o să pierde undeva la între 3,5 și 5 milioane de lei. Asta e o pierdere asumată în condițiile în care sigur vrea să continue și să-și recupereze după aia paguba de acum. Ar fi bine pentru noi, ar fi extraordinar de bine pentru noi, dar asta s-ar datora exclusiv operatorului. Mă înțelegi? Dacă vrea el. Dacă consideră el că e ok pentru el. Ăsta n-a venit aici să facă vreun act de calitate. Băi, ce milă mie de Ploiești. Absolut. Cine vine să facă asta? Asta pe mine mă
Mă preocupă. Auziți, dar faptul că la licitația pentru salubritatea Ploieștiului, unul cred că e în top 10 municipii reședință de județ din țară, nu? Cu, din punct de vedere economic, inclusiv al numărului de locuitori declarați. Da, și în expansiune. Două firme, ambele care nu contează din punct de vedere al cifrei de afaceri și a portofoliului de clienți, doar două firme s-au prezentat la licitație. Una singură a depus oferta pentru această situație de urgență până la finalizarea procedurii. Nu vi se pare, ba, nu da, vi se pare ciudat totuși că marile companii au evitat? Informația altfel în lumea lor. Nu, fii atent, calculul a fost bugetul. Bun, și s-au uitat pe cifre și au zis, noi nu ne băgăm, nu? Da, nu vin la plăie să pierd bani. Atât minunat. De simplu, nu e... Deci, băi, sunt estimări, trăim în lumea computerilor, sunt simulări. Am atâția oameni, produc atâția metri. Vorbim de curățenia orașului, nu vorbim de deșeurile ridicate de la populație, da? Vorbim strict pe curățenia orașului. Strict de cât public, da. Acolo avem marea problemă. Exact. O altă întrebare pe care ne-au adresat-o mai mulți în ultimele zile. Colectarea de la populație înseamnă să iei de la rampele de gunoi, da? Noi am mai discutat despre de la platforme, da, pe astea le-am numit rampe. Într-o discuție cu Ioniță, directorul de la Rosal, la un moment dat spunea, zice, trebuie să înțelegeți că astea sunt subdimensionate, producem mai mult gunoi decât pot suporta astea, eu trebuie să respect un ciclu de colectare, da, să trec periodic la ele. Inevitabil s-au umplut și pe urmă vedeți cum apar pe lângă, de jur împrejur. N-ar fi o problemă să le iau pe toate. Problema este că nu intră în ele mai mult. E clar că populația Ploieștiului produce mai mult decât suportă rampele alea. Și atunci am zis, bine, și n-ați căutat, n-ați făcut sesizări către municipalitatea ploieșteană, asta vorbim încă de pe vremea mandatului lui Dobre. Da. De Adrian Dobre. Sau probabil de dinainte, dar problemele vizibile așa au apărut în mandatul lui Dobre. Zice, ba da. Și? Zice, păi da, dar nu prea au găsit printre blocuri, deși eu am identificat niște locuri, omul mi-a explicat punctul lui de vedere. Noi tot timpul am ascultat și pe unii și pe alții, pentru că ne-a fost clar că nu toată lumea spune întregul, fiecare și-a spus partea convenabilă și atunci era normal să-i asculți pe toți. Dar am înțeles chestia asta și era evident că asta se întâmplă. Zic, ok, pe asta n-am cum să o contest. Dar am identificat niște locuri, deci ar putea să fie. Da, e logic. Claudiu, băi, în cartier, și atunci, tu produci 5 tone pe săptămână. Eu te-am înțeles, Claudiu, și aici nu vine primăria și spune așa. Pentru că, sau RASP-ul, da? Și spune așa, dragă operator, având în vedere faptul că platformele sunt insuficiente, etc., cu costurile de rigoare, da? Măriți frecvența de ridicare a deșeurilor de la o dată la 5 zile, la o dată la 2 zile. Dar există și capacitatea de mărire a platformelor. Sunt soluții, le îngroapă. Existau, existau. Dar nimeni n-a făcut nimic. Ba da, au făcut așa. Totdeauna înaintea anilor. Ba da, în anii preelectorali, deci cu un an înaintea anului în care sunt alegeri. Mă păpune că a adus toate ralea de colectare selectivă de înjură. Îl înjură oamenii că le-au ocupat și locurile de parcare și adei de șef. Mă scuzați, da. Alea ar trebui să... Deci știi de ce au apărut alea? Pentru că ei trebuiau să bifeze o realizare din contract. Colectare selectivă. Nu conta că alea erau complet inutile în Ploiești, puse în locuri complet nepotrivite și că deranjau. Dar altceva vreau să zic. Deci aia e una dintre golănelile de pe contractul ăsta. Nu vorbește nimeni despre majorarea de tarife care e în contract. Deci noi an de an sau ciclic, n-am lista în față. Da, se majorează automat tariful. Trebuie să majorăm tariful că așa e contractul. Da. Așa au promis lui Uniunea Europeană. Păi să nu ne mai voteze lumea. Și de la 5 lei cu cât s-a câștigat contractul în 2018, am ajuns, de exemplu, la 12, 13, 14 lei. Contractul ăsta pe toate sectoarele are un leu per abonament, per lună, majorare. Nu, fond de informare, de educare a populației. Da, hai că nu da. Nu ne trimis niște copii cu doamna educatoare sau doamna învățătoare cu două flyere colectează. Nu, frate, să-i spui la om, băi, fii atent, urmează să-ți creștem tariful anul și uite de ce. Vrem să implementăm cu tare politică de colectare selectivă și am putea o face așa, lucruri serioase, mă, care să transpună bine în realitate SF-ul de care vorbeai tu mai devreme. Dar atâta vreau să zic și te rog. La. Avem în Ploiești. Deci noi vorbim de, spuneai tu, de rampele de la blocurile de subdimensionarea, lor, da? Și de numericul mic al lor. Dar noi avem rezidențiale noi, cartiere noi.
mai ales în zona de vest, dar oricum în tot orașul. În zona de vest există urbanizări pe verticală cu 9 etaje, 10 etaje, care nu au rampă proprie de gunoi, care nu au, ascultă Claudiu, nu au rampă proprie de gunoi, acolo locuiesc sute de familii, deoarece cumpărătorii împreună cu dezvoltatorul au căzut de acord că mai bine fac locuri de parcare și duc deșeurile la rampele vechi, de la blocurile vechi, peste drum. Da, ceea ce se întâmplă și de acolo vedem mașini descărcând gunoiul. Cu acordul primăriei Ploiești și a direcției, deci, și a direcției de urbanism. Deci Buba în continuu a fost la primărie și Buba în continuu a fost la primar pentru că el a dat niște direcții. Dar în general bubele sunt la acei funcționari, la acea susținere politică pe care o au, pe care se bazează, mușchii pe care se bazează domnul sau doamna șef serviciu, pe care se bazează toți angajații, de exemplu, din RASP, care RASP este o structură mai degrabă politică decât economică, un loc în care fiecare partiduleț, fiecare omuleț și-a dus câte o piluță la un salariu bun și cu responsabilități zero, da? Ar fi trebuit să aibă reacții ADI deșeuri, care este o structură, din nou, politică. Politică, ea n-are un raționament. Nu e asumat. Da, nu e. Nu, dar nu e de aia. Zici că e ca un cerc de la de pionieri în care apărea că toți au făcut avionul din hârtie, toți l-au construit, dar dacă unul îi făcea aripa strâmbă, noi nu. Deci e ceva neasumat ADI deșeuri. Am vorbit mult de tot acum și promit că data viitoare mă revanșez tot mai mult. Mai am o frustrare legată strict de gunoi. Avem, bun, știm că PSD-ul sunt niște nenorociți, PNL-ul niște gunoaie. Aceeași mizerie. USR Plus. Stai, că USR Plus discut după. Da. Ce Dumnezeu? Pro-România. Pro-România, cred că avem, mă gândesc la parlamentar. La, da, că sunt oricum niște vechi expirați și așa. Și avem două mișcări politice noi. Două în sensul în care USR Plus e una și Aurial. Ambele mișcări au parlamentari de prahovă. Au și moțiune împreună. Au și o moțiune împreună. USR Plus are viceprimar la Ploiești și un corp de consilieri locali foarte vocali. Când vor ei, la ordine. I-ați auzit vreodată să discute măcar ce vorbim noi în emisiunea asta? În talk show-ul ăsta, în ce Dumnezeu facem noi? Nu e important. Pentru că noi vorbim despre ce vorbim la oameni. I-ați văzut vreodată pe domnii parlamentari USR Plus? Da? Unul dintre ei e senator, șeful Comisiei de Mediu din Senat. Discutând despre faptul că garda de mediu nu vede ce e în Ploiești. Păi nu mai pe deșeuri în Prahova. Nu mai discut acum despre garda de mediu, nu se fac. Adică fac cât un apel când e oportun, din nou, știi? Sponsorizează pe Facebook câteva cuvinte interesante. Bun, și dăm la o parte pe USR Plus, care asta au făcut. Adică, cum să spun eu, nu de la ei, culmea, aveam așteptări. De-aia îi aduc mai mult în... Singura confirmare adevărată și o mai spun încă o dată și mi-a făcut plăcere să văd că se poate face și altceva, a fost șeful Gărzii Naționale de Mediu. Dar el nu e, n-a fost și nu e membru de partid și nu e din Prahova. Eu vorbesc de domnul din Prahova. Dacă vorbeam de fiecare de unde, că sunt asumat sau nu, e clar că știm de unde vine. Oprinoiu, Polițeanul, Lupu. Băi, el e emanația electoratului ploieștean. În afară de webinariile, discuțiile pe care le au ei în grupul lor de partid, i-ați văzut cu preocupări serioase despre faptul că șobolanii merg pe cabluri în Ploiești? Au făcut demersul. Au făcut demersul, da? Și mai avem unul. Băi, avem deputat AUR. De Ploiești. Ai tu. Noi, ploieștenii, noi. Este emanația votului nostru. Încă o dată, că îmi place să folosesc termen de-ai domnului Iliescu. Să-i dea Dumnezeu viață lungă. Da? Are. Da, are. Da, e ultimul lucru. Este emanația votului ploieștenilor. Băi, vezi preocupația așa, vezi, nu frate, din când în când devin oportun vocal. Da, nu știu dacă apucăm să mai apucăm și de facturi. Nu mai apucăm, că deja suntem, am depășit. Hai să vorbim de facturi. De facturi? Da. Păi dacă v-ați plictisit, vorbim de facturi. Da. Dar fii atent, uite, stai așa că tot... Deci iertare, nu mai vorbesc. Ba da. Nu mai vorbesc. Ba da, că după ce te-ai descărcat... Deci, teoretic, ar începe să strângă gunoiul de pe străzi, ca să avem și o concluzie. De sâmbătă-duminic. De sâmbătă-duminic. Da. Până atunci, vă descurcați cum puteți, dragi ploieșteni. Dar să știți că aveți consilieri locali, aveți
viceprimar și primar, aveți parlamentari, lor le puteți transmite nu doar online, ci și fizic toate urările de bine, dumneavoastră, toată evident. Dragostea dumneavoastră, toate sentimentele curate pe care le aveți față de ei și pe care le dezvoltați. Vă sugerez să faceți asta, cu mască, fără mască, cum vă simțiți dumneavoastră bine în aer liber. Nu o să le pese. O să le pese pur și simplu. Degeaba, da? Ok. Așa, și încep să strângă de din weekend. Gata, așa am încheiat. Și după aia ce facem? După aia o să fie un orat, deci mă promet. O să fie un orat super curat și șobolanii o să meargă din nou prin canale, nu pe stâlpi și toată lumea o să fie fericită. E bine. M-am liniștit. Da. Bun. Vreau să fiu liniștit după emisiunea asta, să mă aleg cu ceva. Deci schimbăm subiectul, acolo... că oricum gunoiul, cred, știi cum mă văd la măsuța asta, peste 20 de ani, toți albi. Sau fără, să zic, cu bărnile lungi, dar ceva de genul ăsta. Uite. Nu s-a rezolvat nimic de 20 de ani. Vă fac o predicție, uite, o să vedeți așa? Dacă mă pricep sau nu. Uite, asta o să fie dovada cunoașterii. Așa. În maxim 10 zile de când intră Blue Planet în Ploiești, se va bloca stația de sortare de la Lukoil, de centura de STMB-ul. Și să rămâne cu gunoi. Și nu o să poată să ridice gunoiul din Ploiești, deoarece, nemai având unde să depoziteze gunoiul din Ploiești, va trebui să-l țină în mașini. Adică să încalce prevederile caietului de sarcini, legea să o încalce, pentru că nu se poate face altfel. Și nu din vina lor. Da? Deci nu din vina lor. Să nu spui că ei nu știu în ce se bagă acum. Știu foarte. Ei dacă nu mă și Rosalu care a avut surpriza că trebuie să ducă gunoiul strând de la populație la groapa rivalilor. Da, să zic așa. Eu vreau să spun altceva. Eu cel puțin am totuși o perspectivă economică. Da? Nene, eu dacă văd o oportunitate și respect legea, cum adică să nu speculez? De ce? Cât timp eu respect legea și aplic ceea ce prevăd legile din România, să am scrupule? Nu, frate, eu am creat o entitate economică și sunt obligat să aduc profit, da? Respectând în tocmai legile din România. Bun, și dacă tot s-ar prezenta realitatea așa cum este, dar normal poți să-ți faci un business plan. Dar tu trebuie să-ți faci un business plan pe o realitate mincinoasă. Da, dar nu este problema mea ca operator economic, ci este problema acelei autorități locale. Eu am două variante. Autoritatea nu răspunde și dacă răspunde va plăti eventualele prejudicii tot deocamdată prin banii pe care i-a fie. Stai că spun, eu dacă aș fi Blue Planet acum, da? Deci nu există, nu cred că ar fi o a treia. Adică scoate la o parte latura, să spunem, gria. Da, ok. Nu, vorbim din punct de vedere legal, transparent, cum vrei. Ca operator economic care vii și câștigi curățenie căi publice în Ploiești pe bugetul actual, ai două variante, nu e a treia. Da? Una, intri, bagi forjă în primele zile, te încarci și te blochezi și după aia, tu ai făcut confort contract, da? Pe infrastructura pe care ți-a pus-o contractul, nu altcineva. Deci tu nu forțezi legea, nu e datoria ta să faci previziuni că e mai mult sau mai puțin gunoi. Tu ai un contract, ai bifat ala, pac. Hai să facem o trecere. Și varianta B, da? Și varianta B, care iarăși e la fel de posibilă, da, sunt dispus să plătesc cheltuieli de publicitate, că asta o să facă, câteva milioane de lei, și să găsească niște soluții, dar o să se oprească la fel, o să se blocheze pentru că nu are unde depozita. Deoarece acel contract a fost încă din 2018-2019, subdimensionat contractul de legare a serviciului general. Și dacă o să vedeți străzile curățate cât de cât în următoarele zile, începând din acest weekend, tot acolo ne întoarcem până la finele anului. Da. Este foarte simplu, cu riscul de a fi înjurat, oricum nu mai avem timp de facturi. Rămân la ideea că până primăria nu își va asuma, fie că vorbim de primăria Pleș, fie că vorbim de primăria Blejoi, nu știu, oricare, nu își va asuma taxa de salubritate, în sensul în care câți locuiți la adresa respectivă din punct de vedere fiscal, 5 ori 7 lei cât este, sau 10 lei, sau 15 lei, ăștia-s banii pe care îi dați la gunoi. Cei fără contract vor continua să aducă gunoiul pe domeniul public. Va fi o muncă în zadar, fie că se numește Blue Planet, Rosal, Romprest și cine mai
joacă pe piața asta, va avea de ridicat gunoiul celor care nu plătesc. Atunci, uite, vreau să-i adresăm, poate să vină și în studio domnul primar Volosevici, vreau să-i adresez public o întrebare. La povestea asta, o rezolvare, cel puțin pentru moment, veniți și cu măsuri complementare, cum ar fi activarea poliției locale? Cum ar fi un proiect prin care să achiziționați camere, toată lumea le cere? Da. Da? Astfel încât cei pe care îi prins... Adică e clar că fără amenzi, fără să pui biciu pe unii dintre noi, nu rezolv nimic. Că vor continua să care, să ducă în stradă povestea. Exact. Pentru că am văzut că domnul primar a postat un filmuleț, a ieșit un mare caz în Ploiești, dintr-o mașină a Rosalului, unul scotea un angajat Rosal o ramă de geam și o arunca la colțul străzii peste altă grămadă de gunoi. Că uite ce fac angajații Rosal. Eu am înțeles că le folosește ca imagine, am înțeles că nici aia de la Rosal nu și-au făcut treaba. Dar să speculez o situație de genul ăla în care rama aia practic nu prea avea ce căuta acolo. Ăla vine să strângă gunoiul menajer, ăla ți-a din tomberonul de la poartă și trece pe la platformele de gunoi, unde nu trebuie să existe paturi, unde nu trebuie să existe fotolii, unde nu trebuie să existe electrocasnice, deșeuri din construcții. Deșeuri din construcții și așa mai departe. Ăluia nu intra în compactorul ăla de la mașină. Da. Omul ăla ar fi trebuit să fie informat. Exact. Și ăla normal că a scos-o, a venit, a deșertat acolo sau a pus-o un coleg, ăla a scos-o. Stai că îmi blochez mașina, nu pot să mai. Bine. Adică nu l-am văzut deșertând mașina la colțul străzii, scosese o ramă și pe aia s-a făcut mare caz. Băi, dar oare sinăienii, câmpinenii, n-au de aruncat, ei nu renovează apartamente sau case, ei nu au de aruncat mobilă veche, ei cum fac, frate? Tot ce a spus domnul Marius Nica și tot ce a spus domnul Claudiu Vasilescu în acest final de subiect este foarte corect. Problema este una strict politică. Strict, super, decizia e politică, totul e politică. Păi și atunci ne comportăm ca atare la următorul vot. Da? Urmează să stăm trei ani cu gunoi în... Da. Sau să mergem la consilierii noștri, la parlamentari. Da, m-am gândit, dar dacă nu plătești gunoiul și le economisești pentru factura la gaze, la lumină, că aici am o veste proastă rău. Păi nu, că dacă nu ești consumator vulnerabil ca să-ți dea turcan 10 lei la factură și te-a rezolvat... Dar de când e moda asta, consumatorul vulnerabil? Nu știu, dar și PSD-ul, și PNL, și USR asta fac, convințează că i-au dat legea. N-ar trebui să plătească aia care au vulnerabilizat consumatorul? De ce să plătesc eu? Pentru deciziile lor politice și pentru toată mizeria pe care o creează. Da. Într-o țară care, atenție, este, acum dăm la o parte Marea Britanie care a ieșit din UE, după Olanda, România este al doilea producător de gaz. Extragem și stocăm și așa. În condițiile în care, undeva din 2016-2017, când importam aproximativ 70% din necesar, am ajuns la o treime, să luăm din Rusia. Și ce e cel mai grav e că luăm la cel mai mare preț. Suntem foarte buni negociatori când vine vorba de utilitățile livrate populației. Că știi, oamenii și-au pus problema, mă, dar ce se întâmplă acum? De ce a explodat prețul gazelor? Vin la un moment dat ăștia de la British Petroleum, care au și ei niște interese pe aici, și spun, știți în cât timp România are rezervă 100 de miliarde de metri cub de gaz. Știi în cât timp s-ar termina asta? În 9 ani. În 9 ani, pentru că noi consumăm un pic peste 10 miliarde pe an. Ăsta e consumul real. Și n-ați dat drumul la exploatările din Marea Neagră. Păi fii atent, că aici e marea combinație. Știți cu legea offshore-urilor și cu plafonarea unor prețuri. Au venit șmecherii de la OMV Petrom și au zis cu redevența aia, adică să nu câștige statul român, care, mă rog, nu facem istorie acum că și-am străinat resursele și acum aia ne spun ce să facem cu resursele noastre, știi? Și cam cum să le exploatezi. Dar trecând peste povestea asta veche, deja suntem vânduți, amanetați, pe cât dau, dar pe 99 de ani, concesiune. Nu mai contează, oricum nu o să mai trăim noi până atunci. S-a terminat, da. S-a terminat povestea. Deci e dat deja. Și aia vin și pun condiții. Păi știi ce fac? Îmi diminuez capacitățile de exploatare. Păi și noi, statul român, ce facem? Importați. De unde? De la ruși, adică tot de la noi. Importați. Și așa s-a ajuns ca România să importe o treime. E drept că prețul gazului, asta e o speculație a Gazpromului și deja, mă rog, se discută, dacă ați urmărit pe românul la nivel european, că ar fi o speculație a Gazpromului, tocmai pentru a ridica, pentru a forța mâna, pentru că, într-un fel, în mod indirect, ei controlează ceea ce România exploatează.
Dar avem, atenție, spuneam de 100 de miliarde de metri cubi de gaz. Ar mai fi, după unele păreri, Marea Neagră 200 de miliarde, după altele vreo 640 de miliarde. Și există resursă convențională și resursă neconvențională. Știi, convenționalii ăla, la unde am găsit punga cu gaz, tragem din ea. Neconvenționalii ăla pe sub roci, n-are să nu intrăm în detalii, știi cum migrează gazul pe sub pământ, cum s-a fixat, și că sunt metode diferite de exploatare. Dar România ar putea să exploateze. E mai greu acum, după ce ți-ai distrus și industria, după ce, apropo și de extracția de petrol și de distrugerea petrolului și așa mai departe, după ce am pus totul la pământ, nu mai putem. Trebuie să stăm la mâna altora. Le-am dat și resursele, de stăm la mâna lor. Da. Băi, deci inevitabil, se va și aici, cu asta am terminat ideea, inevitabil povestea asta cu creșterea prețului și implicita facturilor care vor fi emise către noi nu poate fi stopată. Nu mai poate fi stopată. Ba, uite aici. Eu văd lucrurile un pic diferit. În ce sens? Sunt 100% de acord cu tot ce ai spus tu până acum. Însă, eu cred că ce a fost, a fost. Da? Și ce este, este. Nu poți să schimbi ce s-a întâmplat până acum. Decât dacă faci o naționalizare, e imposibil, că ți-au dat ăștia robinetul. Ești în uie, trebuie să respecti niște reguli. Nu mai poți. Da? Deci nu poți să o faci. Și nu suntem singuri. La fel, uite, au făcut-o și italienii și plâng. La fel și francezii plâng după infrastructura lor de stat. Bun. Pentru că au luat niște decizii și nu mai poți să întorci mortul de la groapă. Dar diferența între momentul 1996, dacă nu mă înșel, când a fost vândut Petrom, și momentul de astăzi, este că în România a apărut o clasă antreprenorială și a apărut o inteligență de business care nu era. Noi veneam atunci din comunism, eram chiar... generația mea a fost educată în sensul disprețului față de valoarea materială, față de bani. Banii nu erau atât de importanți, era învățat să... Noi nu aveam simțul proprietate. Da, ce e proprietate? Colectivul e bun, nu? Colectiva. Da, pe de-o parte, știi, pe de-o parte uram colectivizarea și tot ce însemna, dar de altă parte ce-o cam dorea, așa, știi? Trăgeam cu toții până în 99 la crearea omului nou, care n-are nevoie nici măcar de haine pe el care să fie ale lui. Deci cam asta e cultura pe care... Ăsta e contextul istoric și... Cu dată, de generație în care a fost făcută vânzarea și mai multe vânzări de industrii strategice. Bun. E, de atunci până acum, băi, s-au dus sute de mii de tineri la școală, în Anglia în principal, și în vestul Europei. Și acolo i-au învățat, printre altele, și management. Au învățat să facă business adevărat. Au apărut patroni români, mari patroni români, mari proprietari de afaceri, nu alea... cu statul, da? Nu din ăștia de carton. Autentici, da? Sunt români care exploatează cot la cot cu British Petroleum, de exemplu, da? Au această înțelegere, această știință. Bun, deci ce a fost, a fost. Dar acum, să nu folosești resursa asta umană fantastică pe care o ai. Fantastică. Eu am observat printre tineri, printre cei de, să spunem, în jur de 30 de ani, care s-au întors de la studii, din Anglia, de unde spuneau, eu nu o să mai... mă întorc în țară și nu o să fac. Uitați-vă că e un fenomen, sunt destul de mulți care sunt fenomen, adică nu e doar XY, grosul încerc să întoarcă în România pentru că văd oportunități. Da? E, să nu ai tu o politică, tu, guvernul României, ca, față de acești tineri, da? Față de asta e o resursă la fel de valoroasă ca petrolul, ca aurul, materia cenușie. Și să nu ai tu capacitatea să-i pui la muncă, să-i pui să negocieze clauze. Da? Redevențe. Păi nu, stai păi puțin. Deci ce facem noi aici, mișule, ia? Păi stai aici, puțin. Uite, de aici poți porni. Ți-ai făcut brusc. Bravo. Nu, păi nu e adevărat. E președintele tineretului liberal din Călăraș? Nu. Este fiul primarului din Jegălia? Pe bune? Serios? În momentul în care s-a gândit, ți-a creat probleme. Doamne, ferește! Trebuie să ai un maimuțoi acolo care să accepte clauzele. Ce facem cu băieții deștepți din energie, da? Cu firmele de apartament care vând energie și care au... Nu e vis. Și ce frumos ai construit. Da. Eu vreau să vă spun că totuși noi avem această resursă reală care poate schimba. Eu cred că afară din țară. În momentul în care în momentul în care oamenii ăia, da, de care vorbești tu, Mișu, vor face parte din structura administrativă, România va arăta cu totul și cu totul altfel. Din păcate, nu vor face, din păcate, slabe șanse să se întâmple asta. Exact. Da.
nu o să acceadă acolo. Bun. Vorbeam despre guvernanți și mă gândeam că nu e totul pierdut, adică poți să faci dacă vrei, cu Turcan, politică. Cu Dăncilă, Popescu, în niciun caz cu Turcan, cu niciun caz cu Dăncilă, cu Orban, sub nicio formă cu Câțu, Barna, Barna. Nici cu Simion? Mă înțeleg, dar da, în același timp, dacă te uiți, găsești. Găsești, uite, la USR îmi place de Drulă. Da. Mi-a plăcut de faptul că l-au susținut pe șeful Gărzii de Mediu. La PNL, Da. Așa zădor mai mari, cel puțin în teorie, decât el, dar e greu să nominalizezi. Adică apar oameni pe care îi vezi că iau taurul de coarne. O fac, real. Nu... Da, mai sunt ok, dar nu fac purism. Și-s din generații noi. Dar nu. Bun. Fac purism. Bun. Ajungem la final, că suntem totuși destul deci de mult în direct. Deci facturile nașpa și o să rămână nașpa. O să fie și mai. O să fie foarte complicat. Dar fiți atent, știți că eu sunt handicapat la faza asta. Nu mi-am și la faza asta. Eu n-am schimbat contractul. Cum? Nu ai urmat sfaturile? Nicio. Am schimbat doar la energie electrică, la gaze, nu? Și să știi că acum îmi place să vă aud pe voi care știu că sunteți, că am făcut un lucru bun. Da. Știu că voi sunteți informați. Păi am și scris pe subiectul acesta în primăvară, cum erau toți, nu? Cu cozile alea uriașe. Duceți-vă și modificați, treceți la piața liberă. Nu rămâne sclavii actualilor furnizori. Nu fac o chestie. Doamne Dumnezeule, da. A fost una dintre... Adică trebuie să am o logică pentru care fac o schimbare. Și am încercat, răsfoind contractelor, să prind povestea, am cu tariful. Ai văzut că a fost și campania asta de manipulare. Da. Că rămâneți acolo. Oho! Da, ăștia care s-au mutat și cărora li s-a promis măcar pentru un an de zile același tarif și cărora le da s-au trezit cu ele, le-a explodat capul. Da. De ce? Pentru că în spatele alea mai existau niște clauze, cum erau alea de la bănci, scrise ca așa, știi, comunul. În caz de meteorit, trebuie să avem voie. Avem voie. Și acum iese un minunat de la NRE și spune: da, într-adevăr, cei care au rămas la serviciul universal au făcut o alegere înțeleaptă. Păi bine, mă, nesimțitule, păi nu erai tu ăla care urlai. Exact, același tembel, ne scuzați că folosim astfel de expresii, dar n-avem. Ăla care urlai, mergești la piața. Era, fix același. Că la un moment dat, în anumite articole, îl citam, că pe cine Dumnezeu să citesc dacă nu pe ăla care e autoritate? Pentru că sper ca la o adică să poți să-l tragi și de... Da. Dacă o dă în bară. Uite că a dat-o în bară. Ăsta era la care cine scoate trage? Nu-l trage nimeni, pentru că are mandat de 9 ani susținut de orice guvern. Uite, aici ajungem la o problemă. Și oamenii ăștia care s-au furat-o, și-au furat-o. Alu, păi ce să facă? Stau acum la coadă. Stau acum la coadă să treacă în partea elaltă. Crede-mă că și-o merită. Pentru că au fiecare Facebook, au Insta și TikTok și au și WhatsApp și se pot aduna și pot face o asociație și pot da judecată și pot jura. Așa se duc, stau liniștiți la coadă. Ne plângem. Da. Mă înțelegeți ce vreau să vă spun? Păi și eu, dacă aș fi ăla de la NRE pe 10 ani, știind că... Oricum, oamenii ăia își vor plăti facturile. Fraierii, eu mi-l aduc aminte pe ăla de era ministrul economiei de la PNL, că vorbeam de ăla cu ochelari, care spunea: Popescu, mergeți frate, măi, eu m-am certat cu nevastă mea pe tema asta, că ea spunea: tu nu te duci, că nu ești tu atent. Și îi spuneam: băi, bune, da, sunt comod, adică trebuia să schimb contractul. Și am intrat pe site, am văzut că e complicat, zic: bă, stau o lună, cât pot să pierd o lună? Da. Văd ce se întâmplă. Asta eu... din cauza antrenorilor ăla, nu Popescu ăla. Asta m-a întrebat și eu în casă, am întrebat soția: ai schimbat și tu contractele? Da, deci pe mine m-a luat tare. Păi da, dar tu ai schimbat toată ziua despre ele și ai... Păi da, dar eu nu sunt lămurit. Da. Îmi imaginez, pentru că, bun, am glumit, dar nu este o glumă. Nu e, mă, că și bat joc de milioane de oameni. Dacă noi care aveam informațiile... Mă rog, așa nu erau furnizate și puteam să anticipăm ceea ce urmează. Am reușit pe jumătate, ca să facem experimentul ăsta. Schimbăm la una, la cealaltă, o lăsăm așa. Într-adevăr, la curent mi-a venit mai mult. Da. Păstrat, deci fiți atenți, ăla, ministrul ăla al economiei, încă o dată, n-am fost, încă am fost funcție, pe lângă subiect. Încă în funcție, am fost să știi. Ăla ar fi primul care ar trebui sancționat de cetățeni, dat în judecată, nu știu, puii mei. El a făcut atunci lobby. Asta a făcut. El a ieșit adeseori și a spus: o să curgă lapte și miere pentru consumatorul. Dar da, știi că la practica demonstrează faptul că se poate dacă oamenii se asociază. Cum a fost cu povestea legii dării în plată? De asta spun. Da.
care a dus până la urmă și la posibilitatea renegocierii contractelor, la înghețări deci de se poate, da? Deci da, se poate, da? Se poate, se poate. Și știți ce am fost uimit? Că mulți spuneau că nu se... Băi, în România poți avea câștig de cauză în instanță. Dar eu spun că oricare... Și împotriva operatorilor din zona asta, și împotriva unor bănci, și împotriva operatorilor de telefonie mobilă. Ma, eu am văzut, am discutat marile companii, mari companii, nu marile, dar cred că e practică generală, în România, românești sau străine, iau în calcul în primul rând această incapacitate a românului de a-și proteja ce al lui. Pentru că s-a răspândit în piață ideea că oricum, este scump, că nu-ți permiți un avocat. Are și un termen specific, da. Nu doar la români, se cheamă nu știu cum naiba. Și da? Că ăia au niște avocați și nu-i poți bate. Uite, o să vă demonstrăm că i-am putut bate. Da. Da. Deci în momentul în care pornești o afacere în domeniul serviciilor publice, de la furnizarea de energie până la furnizarea de, nu știu, spir medicinal sau da. Măștia, acum că sunt de interes național, așa, principalul plan pe care și-l fac, adică unul dintre elementele pe care le-au foarte serios în calcul este incapacitatea românilor de a riposta în cazul în care le pun o adendă la contractul litere de 6. Să le mulțumim și celor care n-au scris și n-au fost puține. Am urmărit și fluxul de mesaje da. ce discutam și evident că ținem cont de ele și multe din materialele pe care urmează să le scriem sunt bazate pe comentarii, pe întrebările pe care le adresați. Cu siguranță și oricum vă așteptăm pe mail, Facebook și WhatsApp, găsiți la contact, la rubrica de contact de la Observatorul Prahovean toate informațiile pentru a putea intra în legătură cu noi. Vă mulțumesc, dragilor, cu dumneavoastră mă revăd săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune!